but you made click. No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Call of Duty 2, mai precis al doilea episod, acum când filmez episodul ăsta nici măcar nu l-am postat pe anteriorul, pe primul. Mă rog, hai să începem cu misiunile, se pare că suntem în Stalingrad 1942. Acum o să dea o scurtă lecție de istorie. Mă rog, sărim peste astea. Vreau să zic că noaptea asta când au ajuns trupele nemțește lui Hitler până în Stalingrad, știu că au ajuns cu scopul să-și ia muniție, resurse de petrol, combustibil pentru tankuri și etc. Da, în acea noapte rușii i-au nimicit pe nemți. Hai să vedem dacă putem repeta istoria în acest episod al meu. Vasilii, să înțeleg că ăsta Vasilie pentru rușie, Vasilie ăsta e gen Vasile pentru români, numele ăla. Mă rog. Deci, hai să vedem ce trebuie să facem. Să le stric căstul la telefonul. Bun, deci se pare că ăștia nu mai pot să sună, nu mai pot suna la curve acum că nu le mai merge telefonul fix, că încă nu s-a inventat Apple-ul și iPhone-ul pentru ei. Și nici Samsung-ul. Mă, dau ăștia aici. Opa, am văzut pe unul acolo. Perfect, mi-am dat deja o grenadă. A, uite niște scări, hai să urc pe ele. Da, erau niște scări aici. Ia o grenadă, te drec. Bum, ce am bubuit. Opa, e unul acolo. Ăla cred că e luat. Hai că îmi place că arma asta e semi-automată. Nu e ca alte puști de pe vremea războiului, carabine sau cum se ziceau. Nu prea mă pricep la armele din perioada războiului. Ce știu așa la ca... Aoleu, a dat asta o grenadă. Bă, nu știu de ce grenadele că mă bate română astăzi. De pe vremea războiului erau așa, sunt așa ca un fel de microfoane. Chiar nu știu de ce. Au reușit să-l facă așa forma. Probabil că în partea aia mai bombată este praful de pușcă care declanșează explozia sau ceva de genul. Sau probabil că acea parte trebuie lovită tare de ceva ca să declanșeze o scânteie care să activeze praful de pușcă sau pe ce funcționează grenezile. Mă rog, nu prea sunt mare expert în arme, nici la armele actuale, dar am tăiat pe vremea războiului. Ce știu așa la capitolul arme ar fi Mosin-ul, la capitolul puș de genul, îmi sper că ăsta din mâna mea chiar acum e Mosin. Asta nu știu cum se cheamă, știu că mai au o variantă cu peste 100 de gloanțe, tot așa cu încărcător rotund, aia mi se pare că era italienească. Mai e MP40-ul care este la nemți, era la nemți. Aveau bazuci pe atunci, care distrugeau tancurile. Ce arme mai erau pe atunci? Mai era un sniper cu lunetă generală din episodul anterior, dar am uitat cum se chema. Oricum toate armele astea din joc... Din jocurile știu că le-am văzut în jocul, nu în realitate, n-am stat să le studiez. Hai că învățăm ceva istoria armelor aici. Păcat că nu ieși AK-47-le în joc aici. Mi se pare că Kalashnikov a apărut după război. Oricum, eu nu sunt un mare fan al armelor Kalashnikov, mi se par super tari. Cel puțin în Counter, ați văzut ce mișto joc cu ele. Ok, că pe aici nu-i nimeni. Hai mai să folosesc asta. Sper că acolo este un zid de mitraliere. Aoleu, ce e acolo? Bă, veniți și voi încoace și helpuiți-mă, dacă se poate. Aoleu, dau grenăzile. Fac. Au bubuit. Bun. Hai, fă. Ok, le reparăm telefonul. Acum ăștia o să poată să sune la curve pe ascuns. Că n-au telefon fix, au doar mobil. Hai că i-a bubuit. Nu mă bag acolo, că e urât. Bă, dar trebuie să-i omor eu pe toți de unul singur. Dă-te, bă! Grenadă! Hai să urcăm pe scări din nou. Hai să iau de pe... Da, bine că și aici au bubuit ăștia scările. Mai dă-mi știu-mi ție. Bă, careva să mă helpuiască și pe mine pe aici. Încă o grenadă.
Ia firați-ai dreculos de șgânăți. Mai luați bă să vă ajungă. Umea stau un glonț de mosin în scăfârlie. Bă, au bubuit oare alea? Acum au bubuit. Tot nu i-au omorât. Rați-ai dreacu de nemți, dar nu mai muriți. Așa și mai ai dreacu ca cei din Wolfenstein. Gata al dracu ce trage cu pistolul. Dă muniția cu aci firea drept. Ok, să luăm asta. Oho, muniția e că bine. Hai de cap ce acolo. Din păcate, nu știu dacă merge să-l bagi prin, că dă pe shift de cu 4 de la armă. E bine că măcar poți să sar și când e de... să bag viteză ceva... merg așa din săritură, ca la Minecraft, că la tot așa și cu sprint tot trebuie să sari. Ceva... hai cu niște smoke-uri, hai! Hai mă încarcă... poate că și-o scam licapat de încarc din 5 în 5 gloanțe. Deci 5 gloanțe e mult spus totuși. Da, ai pot lua și prin smoke pe acolo. Hai că ăștia nu știu de unde se lovesc. Oh, cred că i-am distrus aici. Mai auzi de aici o grenadă. Mamă, ce am luat pe ăștia. Trească smoke-ul. Ok, că am luat cu grenezile alea. Ma, dar cât noi mai ține cablul ăsta? Uri sfirea ce ai nebii. Bubuie! Bum! O, de ce nu ți arată și chestia aia? Când îți arată că e o grenadă în zonă, de ce nu ți arată tot așa cu forma care o are în joc aici? Ok, game saved. Aoleu, ce damage it is. Dacă îmi dau acum o grenadă scap. Nu, 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 nu. Ah, la fix. Mă, ce-o luat pe ăla, săracu. Bă, dacă tură sistemul ăsta de tragere. Am tras cu detector cu puși din alea cu alice care tot așa trebuia să pui ținta ca în joc aici. Dar nu e așa greu, frate, ca în joc aici. Mult mai ușor să tragi cu pușca în realitate ca în jocul ăsta. Hai mă, scoate capul de acolo. Scoate capul! Bă, dar tot nu moare ăla. Aoleu, încă unul. Ia că schimb arma că vă căci cu asta nu se poate. Bă, dar ocol ceva, nu pot să dau pe aici. Nu cred. Hai, vină încoace. Hai că încercăm cu mosinul sau ce-o fi ăsta. Hai că-i damagez mai bine cu ăsta. Da, dă damage mai bun ăsta. Sau nu? Ok, hai că-i luat. Hai, it's time to play the game. O să-i termine grenada aia. Și mai nu în partea asta. Era. Mă, fi var cablul ăla de drecu. A, uite acolo. Hai, muriți, luați de aici gloanțe, are tăticul pentru toți.
Bă, dar nici nu-i mai văd pe ăștia. Mai e vreo mitrare răpești ceva? O, sniper de-asta fain. Hai să mai încercăm asta. Ups! L-am atins pe unul de la mine. Da, l-am pălit și pe unul de la mine echipă. Și n-aș vrea că-ți poți trăni cu echipierii. Așa-s de-ai mei? Nu. Oho, hai că vin rușii pe acolo. Pardon, nemții. Bă, dacă te-am încurcat și ne-ai psa... Auză și urlă, zici că orgasme toți. Sau zici că au văzut-o pe Mia Khalifa. Bun, de aici cum dracu cobor? Eu presupun că pe aici. Ah, hai că e calul meu, Mosin cu scope. Ah, dar și eu s-a încapat. N-am schimbat arma care trebuia. Și unde mitraliera? Donco. Hai, încarcă, încarcă! Ok, am curățat zona asta. Conserve... Ia mă! Niciunul de luat cu asta? Nu. No. N-aș fac că nu rămân urmele de gloanțe în pereți la jocul ăsta. Sau, a, ba da, rămân. În unele materiale nu rămân urmele de gloanțe. Aolea, ce aici? Dar nu mai am muniție pentru arma asta, nu e bine. Am câte gloanțe are MP40-ul într-un încărcător. 32, puține, e ca la Wolfenstein. 32. Am puține. Aaaa, veniți în coace, firați să ai drecu. Au, 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 au. Rămân fără gloanțe în asta, nu e bine. Cum e asta? A, zice acolo, scoped, ghe, nu știu cum. O, direct în țeastă i-am dat. Țeastă, că pău, cum să-i zicem, la căpățână. Asta de-al meu și vreau să trag în el. Dă muniția încoace. Da, de parcă îmi dau ăștia muniție. Deci pe aici cred că au fost niște băi ceva. Deci trebuie să urmăresc cablul ăsta, că nu mai pot ăștia să sune la curve. Sau cu număr ascuns, depinde. F. Mă, că dracu se plimbă cablul ăsta. Și ăștia care sătui l-au tăiat, au văzut că-i cupru în el sau ce? Sper să nu mă bubuie. Nu m-a bubuit de bine. Acum o să mai bubuie una. Bă, dar nici... mai am 69 de gloanțe în arma asta. Fuh, rămân fără muniție. F. Gata, mă, acum puteți suna la telefon. Deși aici ăștia folosesc un fel de radio preistoric. Bine, e mult spus preistoric, dar totuși. Hai să folosim și MP40 să vedem cum e. Și asta nu se deschide. Aia nu-mi place cum trage. Dă înapoi mitraliera.
Ceva de împușcat pe aici, nu. Fugi, fugi, fugi! Ma, deci cum dracu au apărut ăștia din spate, au venit... Bun, deci de două ori am murit până acum, dar niciun bai. Am tras în al meu, așa e? Deci inteligent rău. Deci ăsta a fost făcut. Stai mă, și pe partea asta pe aici trebuie să merg sau să mă întorc? Nu, no, deci dacă vine mai în partea asta înseamnă că tot pe aici trebuie să merg. Presupun. Sau... Nu știu. Până unde trebuie să merg? Hai că urc tot pe aici. Dar n-am habar că unde trebuie să merg, n-am fost atent la obiective să văd ce îmi zice. Mai păzesc pe aici că mie că mai vin. Nu vine nimeni. Deci da, pe acolo trebuie să merg. Iar că trebuie să mă întorc și deja m-am împușcat cu aia acolo. Pe aici n-am unde să mă bag. Deci da, pe aici trebuie să merg, mi-a dat și game saved. Hai să încerc la, să arunc la 45 de grade. La unghiul de 45 de grade arunc cel mai departe. Băgam iaș. Iar l-am umorât pe ăla al meu. Huu, iar trebuie să mă împușc cu ăștia. Da, trebuie să apară ăștia tăi într-o dată pe unde se omorau ăia acolo. Hai să luăm pe ăștia. Da, acum trebuie să fac rost de o bazuca să distrug tankul firar al dracu de tank. Oule, mi-a dat de majulit. Ok, pe unde trebuie să merg? Că presupun că pe aici am. Ok, și acum. Ce asta? Mitralieră. Nu mitralieră, agheu, n-aveți un agheu pe aici, trăivar. Porcul de Crăciun. Aoleu, și acum? Un agheu n-au ăștia să le pot distruge tankul. Sau... A, trebuie să mă furișez să pun TNT pe el. Ok, și cum ajung acolo? Ok, l-am luat pe ăla. A, tot pe aici pe mijloc trebuie să merg, presupun. Dar trebuie să-mi omor pe ăștia că... A, uite-ne mitraliera aici.
Trebuie să merg prin spatele tancului. Ok, F. Să mă dau mai în spate că bubuie. Boom! Două tancuri rămase. Gagheori nu puteau să ne fi dat ăștia în dotare, că de ce nu? Nu puteam să fim și noi dotați cu agheuri. Cu bazuci sau cum li s-o zice. Poate iară se bagă unul de-al meu o fată și îl împușc direct în căpău. Nim o bicicletă. Oare ăla era cu mine? Nu cred. Pe aici nu pot să mă sui. Ăștia-s cu mine, deci bine am făcut că n-am tras acolo. Au, mi-am rupt două boase. Și vreo trei carți de lage și câteva coaste. Deși coasta totos este. Aoleu, sări, sări. Pe aici nu pot să merg. Oare butonul la bubuie? Deci tancul ăla e acolo. Trebuie să merg pe partea asta. Că m-a dat jos tancul. Fugi, 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 fugi. Hai, fugi, fugi. Nu e bine deloc. Fuu, ce-a bubuit aici. Ii să-mi treacă amețeala asta. Unde s-au stau încolo? Sau sunt partea asta, e bine, e cu spatele. A, a plecat, awesome. Dar parcă era lângă mine acolo. Hai că mă duc prin spate platan cu ăsta. Dar stai, parcă pe aici am început misiunea, nu? Aole, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Fraiere, ai belit-o. Ok, să plecăm de aici, că bubuie ne face că n-am văzut nimic. Boom! S-a dus și ăsta și a mai rămas unul. Ok, deci... Iar s-au întors nemții aici. Au dat grenadă, nu e bine. Lui pe unde să mă bag? Mamă, nu iau capul ăla. Acum l-am luat. Auci, 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 auci. Bă, gamea, ce dau ăștia. Ok, deci trebuie să o ocolesc undeva. Dar pe unde căcat să o ocolesc? Hai că merg pe par... Da, nu, degeaba merg pe aici, presupun. Nu pot să-l... Ba, da, că e bine, cred că merge. Poate nu merge pe aici, că îmi bag. Ai, bă, nu merge. Fuck! Nu merge. Trebuie să ne întoarcem. Hai, sărim să mergem mai repede. Aole, ce țeapă mi-am luat. Măcar am gloanțe. Se mai snipăresc pe ăștia un pic. Aoleu, cum trec gloanțele pe aici. Ce, serio, la casca? Că e unul acolo, hai mă ieși. Bă, dar prea mult... Îți trepidează scopul. În Far Cry nu făcea deloc așa, bă, dar cu toate jocurile încep să-l compar pe ăsta. Toate celelalte jocuri de pe canal.
Mordă-te, drecu, mor și tu. Hai, urcăm pe scările astea, care și astea presupun că-s bulite. Ok, în cap la mă pe ăla. Luați de aici grănsfira ței, drecu. Ce am mă pe ăla? Da, și ăștia au dat-o. Bă, are butoile alea, bubuie? Da, bubuie. Ok, l-am luat și pe ăla. Da, mor în morții, mătii. Ce parte trage ăsta? Dacă îmi dau acum ochiul ăia, am belit-o. Nu. Fă, acum plecăm, plecăm. Fugi, 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 fugi! Bum! Obiectiv complet. Le-am bubuit și tankul ăsta. Acum trebuie să mă împuși cu ceilalți. Ok, să mergem. A, sunt morți ăștia? No, încă ne împușcăm. Hai, da. Bă, de ce am învățat istoria, am învățat că rușii au nimicit pe ăștia, nu s-au chinuit să-i împuște. Bun, deci cam asta a fost această misiune. Hai că filmez de ceva timp și acum. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură, butonul videoclip și până data viitoare, ciao les!